găsit, Cristi, bun găsit tuturor, doamnelor și domnilor. Iată că astăzi am ajuns la delfinariul din Constanța. Uitați ce demonstrație frumoasă este în spatele meu. Urmează să înceapă un show de excepție cu 4 delfini refugiați aduși din Ucraina și 2 din China. Însă, alături de mine o am pe una dintre dresoarele acestor delfini. Știu că ai foarte puțin timp. Spune-mi un pic, cum este să dresezi delfinii? Cum e? Pentru început trebuie să creăm o conexiune între noi și ei, de aceea este bine ca înainte de a începe orice fel de dresură să ne cunoaștem mai bine, petrecem timp împreună și animalele trebuie să înțeleagă faptul că din partea noastră vin doar lucruri bune. Astfel petrecem foarte mult timp împreună și învățăm lucruri senzaționale, zic eu. O să rămâneți impresionați de ceea ce veți vedea astăzi, sperăm să vă placă și să mai reveniți pe la noi. Cum este comunicarea cu delfinii? Comunicarea se realizează, cum a spus și dumneavoastră, prin dresură. Astfel reușim să comunicăm și ne înțelegem de minune. Eu vă las în continuare cu șefa secției, pentru că noi trebuie să ne pregătim, începe demonstrația. Super, mulțumim mult, doamna Angelica, doamnelor și domnilor, alături de noi o avem pe doamna Angelica, șefa secției de la Delfinariul din Constanța. Aveți 4 delfini din Ucraina. Nu sunt ai noștri, deci nu putem spune că îi avem, ci îi găzduim, deoarece în zona lor este, din păcate, un conflict armat și nu ne dorim să pierdem mamifere marine, care sunt foarte valoroase pentru toată lumea. Am încercat să-i aducem alături de delfinii noștri, astfel încât să avem posibilitatea să le oferim lui Cencen și Nini o viață socială, așa cum trebuie unui delfin, adică un cârd mai mare. Cum se comportă ei? În general, bine. Știți cum este? Delfinii străini unul de celălalt, trebuie să se învețe unul cu celălalt, să stabilească ierarhia, pentru că în orice cârd de delfini există o ierarhie, dar noi am constatat de la început că n-au fost probleme. Delfinii nou adus sunt mai tineri decât Cencen și Nini și atunci, conform regulilor, le respectă pe cele mai în vârstă, ca să spunem așa. Dar noi ne bucurăm de această găzduire, pentru că veți vedea, ambele echipe s-au sudat foarte bine, și antrenorii și delfinii, și sperăm că publicul se bucură de o demonstrație în care se întâlnesc două stiluri de antrenament a delfinilor, ale noastre și cele din zona non-europeană, adică nu non-UE, ca să fim mai preciși, dacă sunt tot în Europa. Foarte frumos, puteți să ne explicați mai exact ce se întâmplă? Deschiderea o fac delfinii din Ucraina cu salturile libere, după care veți vedea, urmează delfinii noștri, la fel cu salturi libere, care, dacă cei care privesc sunt atenți, sunt uneori mult mai înalte decât a celorlalți, dar asta nu înseamnă că Cencen și Nini fac același lucru tot timpul. Veți vedea că există salturi mult mai înalte decât ale lui Cencen și Nini atunci când încercăm să demonstrăm publicului precizia cu care delfinii pot atinge punctele deasupra apei, pentru că ochii delfinilor sunt foarte speciali. Wow! Ce se întâmplă în aceste momente? Se face un salt rotit. Un salt rotit care uneori delfinii îl fac atunci când își caută pereche în marea deschisă. În momentul de față sunt hrăniți înainte de a face o figură, dacă putem să spunem așa, sau ce se întâmplă? Nu. Antrenamentul se face în baza administrării de hrană. Dar trebuie să ținem cont de faptul că delfinii pot primi ca recompensă nu numai pește, ci și mângâieri, și veți vedea că antrenorii uneori îi mângâie, uneori îi pupă. Deci este vorba de un reinforcement secundar, da? Dar hrana se administrează toată ziua, există o rație care este împărțită pe sesiuni, deoarece din hrană delfinii își iau energia pe care trebuie să o consume în timpul sesiunii, de aceea li se administrează și pește. Antrenamentele sunt în fiecare zi? Cât durează un antrenament pentru asemenea performanțe? Gândiți-vă că în această perioadă noi facem antrenamente între sesiunile pe care le prezentăm publicului. Asta înseamnă că noi lucrăm și în pauze. Mai mult sau mai puțin depinde de pauză. Dacă pauza este mai lungă, putem lucra până la o jumătate de oră. Dacă pauza este mai scurtă, lucrăm cam 10-15 minute. Depinde. Dar noi avem de lucru. Uitați-vă cât de frumoși sunt pe punte.
Rar vedeți delfini ieșiți pe mal, ca să zic așa, dar ei sunt învățați să iasă. În ocean ies ca să-și curețe pielea de nisip, la noi ies ca publicul să-i poată privi de la rostru până la codiță. Am înțeles. Mulțumim mult că ne-ați primit în casa dumneavoastră, dacă putem să spunem, de la mare. Doamnelor și domnilor, cam atât de aici. Vă lăsăm așa ca încheiere să vă mai bucurați de câteva imagini de la delfinariul din Constanța. După o scurtă pauză, mai avem și alte surprize. Stați cu noi, mari artiști!